Bine venit pe canalul de tenis! Astăzi îți voi arăta care sunt cei trei factori ce îți pot influența jocul și cum trebuie să reacționezi în așa fel încât să iei deciziile cele mai potrivite pentru tine. Dacă încă nu ești abonat la acest canal, ai butonul de abonare sub acest video și te rog să activezi și notificările cu clopoțel în așa fel încât să fii la curent cu toate videourile pe care le postez. Hai să vedem care sunt cei trei factori și cum trebuie să reacționezi la fiecare dintre ei. Vom discuta despre cei trei factori care îți pot influența jocul. Da, este foarte important aici. Primul ar fi mediul înconjurător. Aici ne putem referi, de fapt, sunt două lucruri, la suprafața de joc, da, cât și la condițiile meteo. Suprafața de joc știm foarte bine că este de mai multe feluri. La noi în țară predomină zgura, dar mai sunt și sălile în care poate fi și suprafața, poate fi și hardul. Da, și e posibil să jucăm și acolo. Condițiile meteo pot fi vântul, da, care este de mai multe feluri. Ce facem când și cum ne influențează jocul vântul care bate din față, de exemplu. Trebuie să lovești mingea mai înalt peste fileu, ca de obicei, și cu mai multă putere, da, când ne bate vântul din față, deoarece el va avea o pune rezistență. Și dacă lovim mingea așa cum o facem noi, normal este posibil să ajungă abia în careul de serviciu advers, să nu fie o minge lungă, iar adversarul ne poate ataca foarte ușor. Începe să te pregătești mai devreme pentru o lovitură, deoarece mingea va veni mult mai repede spre tine, pentru că adversarul are vântul din spate și loviturile lui vor fi avantajate, vor avea mai multă putere chiar dacă el lovește normal. Și este important să ne așezăm mai devreme, în momentul în care am văzut unde va veni mingea, să începem să ne așezăm, să ne deplasăm în direcția aceea și să ne așezăm cu lovitura respectivă, cu forehand sau cu backhand. Folosește lovituri scurte și cu slice. Da, sunt foarte bune când bate vântul din față. Mai ales loviturile scurte, dar aici trebuie să le executăm puțin mai tare decât de obicei. Da, ca să ajungă tot în același loc. Deoarece vântul bate din față, mingea chiar se va opri în locul acela sau poate o să vină puțin spre fileu și o să fie adversarului mult mai greu să o ajungă. Iar slice-ul ne ajută foarte mult, de fapt, cum bate vântul de oriunde, deoarece, pe lângă faptul că mingea are acel efect, o mai deplasează și vântul și este o lovitură foarte grea pentru adversar. Ai grijă la aruncarea mingii la serviciu, da, când bate vântul, aici trebuie să avem grijă cum ne aruncăm mingea. De obicei este indicat să o aruncăm puțin mai jos decât o facem de obicei și să grăbim puțin mișcarea, da, să venim și mai repede cu racheta din spate, deoarece nu mai avem așa mult timp. Să fie o mișcare mai rapidă la serviciu, gen cum servea Roddick, mă rog, nu chiar așa, el servea, adică făcea foarte grăbită mișcarea, dar pe acolo ca exemplu. Da, ne aruncăm mingea foarte sus, deoarece o va mișca vântul și o să avem un serviciu defectuos. Sau o să facem mișcarea asta de aruncare de 3-4 ori și o să fie foarte enervant, mai ales pentru adversar. Când vântul bate din spate, aici putem să avem un avantaj destul de bun. Putem să ne creăm acest avantaj când suntem în terenul cu pricina. Trebuie să lovim mingea cu mult topspin, da? Ca să avem un control mai bun, ca să nu ne arunce vântul mingea afară, să nu împingă prea mult. Vino mai des la voleu. Aici este un moment prielnic ca să înaintăm la fileu de câte ori avem ocazia, ca să punem presiune pe adversar. Și putem să evităm loburile, deoarece curenții de aer sunt mai puternici și sunt șanse mari să dai mingile în aut.
Da, deci dacă venim la fileu, avem șanse mari să câștigăm punctul și adversarul, dacă o să încerce o minge pe sus, o să fie foarte greu de executat. La fel și pentru noi, nu trebuie să rămânem în spate foarte mult când suntem în terenul cu vântul din spate, deoarece dacă adversarul va veni la fileu și noi vom încerca lob, va trebui să scoatem din arsenal această lovitură, pentru că va fi foarte greu de executat. Cum spuneam aici, părinții sunt puternici și e posibil să ne arunce mingea în aut, da, să fie purtată de vânt, chiar dacă noi am lovit în așa fel încât într-un mediu normal ar fi căzut mult în teren. Controlează loviturile cu slice. De asemenea, fii atent la aruncarea mingii la serviciu și aici. Da, loviturile cu slice, nu cele executate de noi, ci cele care vor veni de la adversar, vor fi mult mai greu de controlat, deoarece, cum spuneam mai devreme, pe lângă efectul de slice, o să fie influențate și de vânt. Și de asemenea, vor fi destul de greu de controlat. Nu încercăm să lovim decisiv din mingile astea în condițiile astea, ci doar să punem mingea în teren, eventual să o plasăm cât mai bine. Când vântul bate aleatoriu, aici este cel mai greu de gestionat, pur și simplu trebuie să te decizi exact în momentul acela. Cred că ați văzut, nu anul trecut, mi se pare că au fost 2 ani, în 2019, și la Roland Garros și la Roma, a bătut vântul foarte tare, se făceau vârtejurile acelea, dar nu era un vânt constant, era un vânt aleatoriu, da, venea din toate părțile și era foarte deranjant. Aici cel mai important este concentrarea, da, când bate vântul aleatoriu, deoarece nu știi ce se întâmplă, da? De unde vine, din stânga, din dreapta, din față, din spate, trebuie să fii tot timpul cu ochii pe minge ca să-i vezi efectul, direcția și viteza cu care vine spre tine. Deci poate schimba viteza pe parcurs, da? Poate când tu ai trimis returul, bătea vântul din spatele tău, dar când a lovit mingea adversarul, da? Deci într-o 2-3 fracțiuni de secundă, deja s-a schimbat vântul și bate vântul din partea cealaltă. Da, și trebuie să fim mereu pe fază și atenți ca să ne putem așeza cât mai bine la minge. Ca să facem asta, trebuie să fim în continuă mișcare, ca să compensăm de fiecare dată o săritură mai mică sau mai înaltă a mingii și pentru a ajunge la mingile mai scurte oprite de vânt sau poate chiar mingile scurte puse intenționat de adversar. Foarte important să ne mișcăm, este foarte obositor să joci pe vânt, pentru că trebuie să fii tot timpul într-o continuă mișcare și să-ți crești pur și simplu nivelul de concentrare, să fii mult mai atent în orice moment al jocului. Soarele, da, este foarte deranjant și trebuie să-l luăm în calcul de fiecare dată. Când ai soarele la serviciu, trebuie să schimbăm neapărat poziția de servire, mai ales dacă avem meciul la ora 12, da, când este soarele chiar deasupra noastră și când ridicăm ochii, ne vine fix în ochi, să încercăm să ne poziționăm și să ne aruncăm mingea puțin diferit față de cum o făceam de obicei. Chiar dacă nu este confortabil pentru noi și la îndemână, decât să ne vină soarele fix în ochi, să nu mai vedem mingea, mai bine o aruncăm puțin într-o parte și ajustăm puțin lovitura cu racheta. Servești puțin mai încet, asta este, ai un control mai mare pe lovitură, dar ai șanse bune să bagi mingea în teren și să nu greșești serviciul. Da, cum spuneam, reducem puterea în favoarea controlului. Mai ales pe al doilea serviciu, foarte important, ca să nu facem duble și să avem șanse să ne câștigăm game-ul. Când ai soarele la primire, da? Dacă, în primul rând, dacă ai câștigat tragerea la sorți, primește primul acolo unde nu este soare, da? Lasă-l pe adversar să servească primul.
Am scris și un articol în săptămâna trecută despre acest lucru, ce trebuie să faci când câștigi tragerea la sorți. Aici trebuie să te gândești foarte mult și de condițiile meteo. Ideal este să-ți lași adversarul să servească, dar dacă tu ești în teren în care nu este soare, alege serviciu, da? Măcar să ai ai avantajul ăsta că servești de la umbră. Cum folosim soarele în avantajul nostru? Foarte important. Joacă loburi, da? Aici putem să jucăm loburi, în așa fel încât să ne incomodăm adversarul care este cu soarele noi. Adaptează loviturile și ține cont de poziția soarelui pe tot parcursul meciului ca să folosești cât mai mult în avantajul tău. Da, ne putem încurca foarte mult aici adversarul folosind soarele prin diferite lovituri, în așa fel încât să-l incomodeze cât mai mult. Cum evi soarele la dublu? Aici este foarte ușor, mai ales dacă ai un partener stângaci. Da, la serviciu este ideal, pentru că niciunul dintre voi nu o să vă bată soarele în ochi. O să serviți mereu cu spatele la soare. Alegeți ordinea la serviciu în așa fel încât să fiți amândoi cu spatele, chiar dacă unul dintre voi servește puțin mai slab și întâmplător vă aflați în terenul în care trebuie el să servească primul, lasă-l să servească primul chiar dacă are serviciu mai slab, deoarece va fi cu spatele la soare și va fi incomodat. La fel și tu, bineînțeles, când îți va veni rândul. Asta este, facem un compromis, dar măcar avem această ocazie de a evita acest disconfort cu soarele. Chiar dacă ne punem șapcă, șapca te protejează atâta timp cât faci schimburile de mingi. La serviciu nu contează, e fix același lucru, când ai ridica capul îți bate soarele în ochi. Da, deci cei care purta șapcă este indicată, mai ales vara când e soarele puternic, să nu ne bată tot timpul pe cap, dar la serviciu nu vă ajută, ci doar la loviturile, la schimburile de mingi. Când încep să apară picăturile de ploaie, știm foarte bine că pe zgură se continuă meciul până la un moment dat. Dacă e meci cu arbitru va decide când se va opri. Dacă nu avem arbitru, bineînțeles, împreună cu adversarul vom decide. Dar de obicei la primele picături de ploaie, mai ales dacă este doar ceva foarte mărunt și de scurtă durată, se mai joacă. Dar trebuie să luăm în considerare anumite aspecte. Mingea se va îngreuna, da? Se va uda și în aer, direct de la picăturile de ploaie și când atinge solul de la umezeala de pe jos. Fiind mai grea, trebuie să te pregătești mai din timp pentru lovitură și să te aștepți să sară mai jos decât de obicei. Da, mingea nu mai sare așa de mult când este udă și este și mai grea. Aici important este să nu executăm lovituri care necesită foarte mult încheietura, deoarece ne va forța foarte mult și mingea fiind mai grea, s-ar putea să înceapă să avem dureri la mână. Important, pe ploaie dă mai mult lift și viteza mingii, și viteza mingii, da, trebuie să lovim mai tare și încheie lovitura cât mai lung. Trebuie să facem o mișcare mult mai amplă, cum am spus mai sus, mingea fiind mai grea, trebuie să se imprimă mai mult lift și mai multă viteză. Făcând acest lucru, bineînțeles, să facem printr-o lovitură mai largă. Da, nu mai închidem imediat și nu mai forțăm încheietura. Foarte important să folosim mult anticiparea. Asta este valabil la tot ce am discutat până acum și la vânt, soare și atât și la picăturile de ploaie. Trebuie să ne dezvoltăm foarte mult acest simț al anticipării și bineînțeles să-l folosim apoi oricând, mai ales în condițiile optime de meci, o să ne ajute foarte mult. Cum anticipăm? Trebuie să
să primim, să în câteva fracțiuni de secundă să ne dăm seama cam unde va trimite adversarul mingea. Trebuie să urmărim foarte bine mingea și mișcarea adversarului cu racheta. Putem intui de acolo sau de asta, anticipăm din acea mișcare cam unde ar vrea să trimită și, bineînțeles, din poziționarea lui. Da? Dacă are o poziție mai închisă, cu siguranță va trimite în de linie. Dacă are o poziție mai deschisă, o să lovească în cross. Bineînțeles, poți să lovești și în lung de linie într-o poziție deschisă, dar riscul de a greși este mai mare. Aici depinde și de situația în care ești în meci și de dorința adversarului, de ce vrea el să facă cu acea minge, dacă este dispus să săriște, da, și să joace gen ca la poker, să blufeze, să nu facă ce trebuie să facă, poate risca. Da, dar aici este mai ales în condiții grele de joc. De obicei, jucătorii nu riscă foarte mult și joacă exact ce trebuie să joace. Și aici este recomandat să jucați exact ce trebuie să jucați în condiții mai grele și să riscați doar atunci când efectiv șansa este foarte mare, da? Când aveți o poziție foarte bună și chiar trebuie să luați punctul. Dacă joci un meci pe un teren la altitudine mai mare, da, ai un turneu, de exemplu, care este în zona deluroasă spre munte, mingea se va mișca mult mai repede, da, va fi mult mai rapid, așa că pregătește-te din timp pentru lovituri. Foarte, foarte important să menții jocul de picioare și adoptăm un joc bazat pe mai mult control, da, renunțăm puțin la putere și aducem în joc foarte mult controlul, ca să, mai ales la început, până când ne reglăm loviturile și până când începem să căpătăm acea încredere care să ne permită să jucăm și mingi mai riscante. Dacă joci un meci la temperatură ridicată, da, vara când este foarte cald, la 35-38 de grade, da, este obligatoriu să joci, deși organizatorii se străduiesc să nu pună meciuri între 12 și 2, dar poate ai început meciul la 10 și te prelungești până la 1, este un meci foarte lung, n-ai ce face, trebuie să-l termin. Mingea de asemenea va fi mai rapidă, știm foarte bine că mingea care stă la căldură sare mai mult și este mai ușoară. De asemenea, și aici trebuie să folosești foarte mult control pe lovituri. Mai ales spre sfârșitul meciului, când nici nu mai ești foarte, foarte fresh și poate nici discernământul nu mai este același în care era la începutul meciului. Știm foarte bine că temperatura ridicată, cât și cea scăzută, dar nu este cazul la tenis, adică mai puțin de 10-12 grade nu se joacă, afară cel puțin. Și cât și la altitudinea mai mare, da, acolo unde respir puțin mai greu, ne afectează puțin respirația dacă nu suntem obișnuiți. Discernământul, bineînțeles, nu mai este același care era la începutul meciului și obosim mult mai repede. Este foarte important să folosim controlul cât mai mult pe lovituri. Bineînțeles, asta nu înseamnă să stăm în fundul terenului și doar să trimitem mingile înapoi în speranța că va greși adversarul. Ne facem jocul în continuare și în funcție de ocaziile pe care ni le creăm sau ni le creează adversarul, bineînțeles că înaintăm la fileu sau încercăm să închidem punctul, da? Luăm inițiativa și încercăm să facem o lovitură câștigătoare. Dacă joci la temperatură scăzută, cum spuneam, aerul din minge se comprimă și de asemenea o să scadă săritura și viteza. Trebuie să fii tot timpul în mișcare, să anticipezi foarte mult, exact ca la loviturile cu vânt aleatoriu. Folosește o forță mai mare pe lovituri, dar și control în același timp.
Trebuie să dai mai tare minge ca să se ducă, da, mai tare decât o făceai de obicei, ca să se ducă cu aceeași viteză cu care se ducea de obicei. Dar și control în același timp. Aici putem, aici va fi invers, da, vom folosi mai multă putere în detrimentul controlului, dar nu începem să tragem în toate mingile. Vom face de asemenea un joc echilibrat și cu siguranță o să ne adaptăm, mai ales când mergem la un turneu și poate suntem acolo deja de o zi sau două, vom face unul, două antrenamente și vom ști exact care sunt condițiile și tot ce se întâmplă în jur. De asemenea, dacă joci în sală, da, chiar dacă temperatura este aceeași cu temperatura de afară, dar să zicem că plouă, da, și baza respectivă are 1-2 terenuri în sală, cu siguranță o să se continue meciurile în sală. Condițiile sunt diferite față de afară, bineînțeles. Scap de condițiile meteo, nu-ți mai bate soarele noi, vântul, picăturile de ploaie, dar apar asfaltori. Mingea va veni mai repede în sală, chiar dacă terenul este de zgură. Faptul că este acoperit o să crească viteza mingii. Temperatura va fi și ea mai ridicată, chiar dacă în momentul zero, când ai intrat în sală, aparent este aceeași temperatură ca afară. Ea va crește, nu foarte mult, dar va crește și se va crea și acea umiditate care se creează în sală. Și cu siguranță o să ne incomodeze puțin jocul la început până ne adaptăm. De aceea este important, de exemplu, dacă mergem la un turneu și au și sală, cum e la Cluj sau cum e la Federația de Tenis, aici în București, este important să intrăm puțin și în sală să schimbăm câteva mingi, da? Măcar o oră să ne lase organizatorii să facem acest lucru, în cazul în care se întâmplă exact ce am spus, să plouă în una din zilele de concurs și să se mute meciurile în sală, să fim oarecum adaptați cu condițiile de acolo. Da? Să nu fie ceva, wow, am intrat în sală, este altfel, nu mai știm ce trebuie să facem. Trebuie să nu lăsăm nimic să ne ia prin surprindere. Să fim prevăzători și să anticipăm tot timpul ce se poate întâmpla. Al doilea factor care ne poate influența jocul este, bineînțeles, adversarul. Își poate influența jocul atât fizic, da, prin loviturile pe care le are și prin jocul pe care îl prestează, cât și psihic. Aici psihic îți poate influența jocul prin dezvoltarea lui fizică, da? Deci când îl vezi la 1,95 și 100 de kg, da, la băieți, de exemplu, și tu ai 1,70 și 60 de kg, ești un pic psihic luat prin surprindere, da? Deci te influențează puțin dezvoltarea fizicului. Nu trebuie să lăsăm să se întâmple acest lucru, dar la prima vedere așa va fi, apoi va trebui să încercăm să controlăm procesul. Ne poate influența prin tehnica loviturilor, poate să fie un adversar care are o tehnică mult mai bună decât noi și o experiență mult mai mare. Asta e când o să treacă și peste noi ani și o să exersăm și o să ajungem la, cu siguranță să ajungem la acel nivel, dar când dăm peste un astfel de adversar, ne poate influența jocul foarte mult tehnica loviturilor. De asemenea, direcția loviturilor, adâncimea, viteza și rotația cu care vine mingea spre noi, poate fi un adversar care are o tehnică foarte bună și stăpânește foarte bine loviturile. Cu siguranță, cei care jucați amator, poate ați întâlnit un jucător care a făcut tenis sau care chiar joacă tenis, poate ați observat ce adâncime de la minge, da? Jucătorii care au făcut performanță și care fac performanță ajung la un moment dat la un nivel care trimit aproape fiecare minge, bineînțeles dacă vor, își propun asta, la 10, 15, 20 cm maxim de linia de fund.
Da, deci au această precizie și poate să trimită mingea atât de lung încât să te țină foarte mult în spatele terenului. Bineînțeles, de asemenea, pot imprima o viteză care să alterneze, da, să fie mai rapid sau mai lent și rotația mingii pot face acest lucru, da, să imprime mai mult efect sau să dea mingi mai plate. Este un joc foarte frumos și este foarte, foarte plăcut să ai toate aceste arme în joben, da? Să poți să apelezi la ele ori de câte ori ai nevoie, dar ca să ajungi acolo îți trebuie foarte mult exercițiu. Dar exercițiu cu racheta, să lovești cât mai multe mingi. Aici ce ne poate influența? Jocul, punctele tari și slabele tactici pe care o adoptă. Trebuie să încercăm încă de la început, din primele game, să ne dăm seama cam ce vrea să joace adversarul, cam ce joacă, ce tactică aplică, să îi descoperim punctele tari și slabe și să încercăm să contracarăm și noi. Ne mai poate influența jocul adversarul prin selecția loviturilor. Poate fi un jucător care lovește foarte mult mingi scurte, da? Sau care lovește foarte mult mingi mai lobate. Nu neapărat că așa este stilul lui de joc normal, ci pur și simplu că asta vrea să facă în meciul respectiv și asta și-a propus. Și poate noi suntem niște jucători care ne place să lovim mingea din spatele terenului, să facem schimburi de mingi. Când vine un adversar cu astfel de lovituri, care la două, trei schimburi pune o scurtă sau dă o minge înaltă, bineînțeles că ne deranjează și ne scoate din zona de confort. Trebuie să ne adaptăm foarte repede, altfel meciul ne va scăpa de sub control în favoarea lui. Trebuie să-i descoperim foarte repede intențiile tactice, da? Cum am spus și mai sus, aici chiar foarte repede, exact ce tactică adoptă, da? După asta analizăm punctele tari și slabe. Încă din primul, al doilea game, o să vedeți dacă este un jucător care vine spre atac, care vă atacă, sau este un jucător care pur și simplu stă în spatele terenului și așteaptă greșeala adversarului. Sau este un jucător mai inventiv, alternează loviturile, da, un serviciu mai scurt, mai puternic, o lovitură la fel mai puternică, mai cu lift, vine la fileu, se retrage, are un joc complet. Iar al treilea factor care ne influențează jocul este, bineînțeles, noi. Cum ne putem influența jocul prin experiența pe care o avem, prin stilul de joc și nivelul de antrenare. Da? Cu cât suntem mai experimentați, cu atât putem să influențăm jocul mai mult și să preluăm controlul meciului. Bineînțeles, și stilul de joc ne poate ajuta foarte mult dacă suntem niște jucători defensivi sau ofensivi și nivelul de antrenare. Chiar dacă poate avem o tehnică mai bună și experiență mai mare, dar dacă jucăm o dată pe săptămână, cu siguranță cel care se antrenează zilnic sau de 3-4 ori pe săptămână are șanse mai mari să câștige meciul, chiar dacă nu are aceeași tehnică și experiență în spate, deoarece este mult mai antrenat pe lovituri și pe pregătirea fizică. Nivelul de competitivitate. Da, ne poate influența jocul aici la ce nivel efectiv suntem, da, dacă suntem la un nivel mediu avansat sau performanță sau începător, da, dacă jucăm la un nivel mediu, de exemplu, și întâlnim un adversar care face performanță, cu siguranță nu prea avem ce face în meciul respectiv. Singurul lucru bun care se va întâmpla este că vom căpăta o experiență diferită față de ce am întâlnit până atunci și sigur o să ne ridicăm nivelul de joc foarte mult ca să ne apropiem cât mai mult și să încercăm să-i facem față până la final. Standardul de joc,
Da, aici este foarte. Ne putem influența jocul prin acest lucru. Ce standard de joc aplicăm? Dacă, cum spuneam și mai devreme, dacă avem un nivel mai ridicat sau un nivel mai scăzut al jocului nostru, este foarte important să fim conștienți de acest lucru și să facem jocul în așa fel încât să executăm cele mai bune lovituri și să avem și noi șanse în meciul respectiv. Inteligența tactică, da, contează foarte mult ce tactică aplicăm. Trebuie să ne dăm seama de la început cam ce știe adversarul nostru, mai ales dacă am avut ocazia să-l mai studiem și în trecut, dacă am mai jucat cu el sau am văzut niște meciuri la care a jucat și l-am studiat de pe margine. Deci cam știm ce face dinainte. Dacă nu l-am mai întâlnit niciodată, foarte important să ne dăm seama de la început cât mai repede și să aplicăm un tactic în așa fel încât să-l scoatem din joc, da? Să aplicăm lovituri care creează disconfort și să nu lăsăm să își facă jocul. Da, tactica și inteligența aceasta tactică ne va ajuta foarte mult să ne creăm jocul așa cum ne dorim și să avem șanse bune în fața adversarului.